Basme în limba română. Vechiul felinar. Pe o stradă aglomerată, într-un colț tăcut, stăteam eu, un felinar vechi de stradă. Stau aici de ani de zile, văzând tot ce trece pe lângă mine, atât oamenii cât și timpul. De-a lungul timpului am văzut atât de multe lucruri, multă bucurie, multă fericire, uneori tristețe. Totuși, nu aș schimba nimic. Îmi amintesc totul. Copiii care s-au jucat lângă mine și care au citit cărți la căldura luminii mele. Prieteni ce se întâlneau după ani, care nu s-au uitat niciodată. Când circul era în oraș, am văzut clovnii cu fluiere sau jonglerii eșuând. Și apoi, pe ea, cânta și dansa în sclipirea luminii mele. Era de parcă dansa doar pentru mine. Într-o zi, a adus pe cineva cu ea. Ea dansa, iar el cânta la chitară. S-au sărutat și au dansat. Într-o seară, la lumina mea, el a cerut-o de soție. Ea a plâns, apoi a spus da. N-am mai văzut-o dansând la fel de des după seara aceea. Se spune că mi-a sosit timpul. Timpul să fiu înlocuit. Sper că nu e adevărat. Aș vrea să nu fie adevărat. Mi-e teamă că e timpul să fie înlocuit, draga mea. Se trece la lămpile cu gaz. Trebuie să fie ceva ce am putea face pentru el. În tot timpul ăsta a fost cu noi. Aproape că face parte din familie. Ce se va întâmpla cu el? Păi, chiar nu știu. Poate îl vor trimite la topitorie. Să facă din el ceva nou și strălucitor. Dar nu vreau să fie transformat în altceva. Vreau să fie exact așa cum e. Dacă îl transform în altceva, atunci nu va mai fi ce a fost. Chiar nu putem face nimic? Bine, să văd ce pot face. Poate reușesc să-i conving. Nu îți promit nimic, dar mă voi strădui. Mulțumesc! Mulțumesc mult de tot! Vor încerca! Pot să sper? El a spus că va încerca să mă țină în continuare. Ah, ce om bun! Bărbatul și femeia asta au inima cât luna de mare. Poate mai am totuși o șansă. Trebuie să le spun prietenilor. Ar fi trebuit să fie aici deja. Crezi că e un moment bun să vorbim cu el? Nu știu. Credeam că știi tu. De ce crezi tu că ar trebui să știu? Ce te face să spui asta? Ah, hei! Cine te crezi? Ah, nu mă provoca acum! Îți arăt eu ție! Nu mă tenta, bucățică mirositoare de... Domnilor, încetați să vă mai certați! Am o veste bună! Aș putea fi salvat! Vor mai încerca o dată, mai e o speranță! Vă vine să credeți că mai am o șansă? Ura! Ura! Prietenul nostru va rămâne cu noi! Prietenul nu va pleca nicăieri! Ura! Ura! Prietenul nostru va rămâne cu noi! Prietenul nostru nu va pleca nicăieri! Vezi? Ți-am spus eu, totul o să fie bine! Stai puțin! Eu ți-am spus asta ție! Cum poți să spui ți-am spus când știi că eu ți-am spus ce ți-am spus? Tu, prietene, minți! Eu ți-am spus, tu mi-ai spus! Dragii mei, opriți-vă! Nu e momentul să vă certați! Opriți-vă! Oh, liniște! Vine soția consilierului! Dragul
Dragă prietene, ce multe am văzut împreună, prin câte ai trecut, zi și noapte, bucurii și tristeți, război și pace, și totuși tu ai rămas acolo, ai rezistat la toate, luminându-ne drumul, împărțind căldura strălucirii tale cu noi. Cum să te lăsăm să dispari? Faci parte din inima și sufletul nostru! Draga mea, am vești proaste, mă tem. Nu am reușit să-i conving să-l lase aici. Au cerut să fie luat de aici mâine dimineață. Asta va fi ultima lui noapte. Nu se poate! Trebuie să existe o cale! Am încercat totul, iubire! Îmi pare rău! Pare așa nedrept! Aveam speranțe! Acum nu mai am nimic! Ne pare rău! Nu vrem să te vedem plecând! Nu, nici eu! A sosit momentul! Pentru mine e sfârșitul! Despre ce sfârșit vorbești? Nu există sfârșit, nici început! Suntem eterni, prietene drag! Ce? Ce? Aveți grijă, voi doi! Nu ai de ce să-ți fie frică, prietene, căci mă ai pe mine și pe acești doi glumeți! Hei, hei, prieteniște-ți, suntem și glumeți! Așa e! Adevărat! Bine atunci, îi ai pe ei, pe mine și pe mulți alții ale căror vieți le-ai atins, care s-au scăldat în lumina ta. Nu vei fi uitat de ei. Vei trăi pentru totdeauna. E adevărat! Dar amintirile? Care sunt amintirile? Toate închise undeva, să nu fie uitate niciodată. Înțeleg, iar acum eu te voi răsplăti cu un cadou. Când consilierul îți va stinge lumina pentru ultima dată, am să vin eu și am să suflu prin mintea ta, luând toate amintirile de acolo, astfel că tu nu vei mai avea durerea sau agonia amintirilor. Crezi că va fi un cadou frumos de la mine pentru tine? Sigur! Ce cadou generos i-ai dat prietenului tău! Atunci, pe mine m-ai uitat? Vechea ta prietenă, Luna! Noi doi facem același lucru pentru nenumărați din lume! Le luminăm drumul în întuneric pentru ca ei să știe că e mereu cineva care are grijă de ei! Niciodată, draga mea! Tu mi-ai arătat ce să fiu! Prețuiesc tot ce ai făcut! Asta e bine! Dar am o surpriză specială pentru tine! Cadoul meu pentru tine e împreună cu încă doi prieteni de-ai tăi, Norul și Stelele! Bună, prietene drag! Mi-a făcut plăcere să te văd în fiecare zi, răspândind lumină pentru alții. Cadoul meu pentru tine e această ploaie, ca să te simți proaspăt și ca să-ți șteargă lacrimile. Mulțumesc, prietene! E minunat! Și, de asemenea, curcubeul ăsta e pentru tine. Oh, cât de mult îmi place să-l văd pe cer! Să nu uiți de mine, prietene! Asta e pentru tine, ca să nu uiți niciodată noaptea aceasta. Ce e? Abia aștept să văd! Uite! Uite, pentru tine! Toate astea pentru tine, dragul meu prieten! Ție nu ți se face foame de la astea, amice? Dragii mei prieteni, vă iubesc pe toți! Vă mulțumesc pentru tot!
Nu trebuie să ne mulțumești! 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 Noi te iubim! Mereu vei fi în inimile noastre! Când sunt fericit, voi sclipi special pentru tine! Noapte bună, prieteni! A sosit clipa! Tot nu-mi vine să cred! Scuzați-mă! Ce se întâmplă? Îi stingem flacăra, domnișoară! Urmează să fie înlocuit! Asta e ultima lui noapte! Cât de trist! Am atât de multe amintiri aici! Rămas bun, prietene drag! Rămas bun! Oh! Ce e asta? Ce sunt sunetele astea? Vai de mine! Vechea mea prietenă! Toți prietenii mei! Și cei mici! Doar nu credeai că am să te uit! Ce-ar fi fost viața mea fără tine? Mulțumesc! Mulțumesc tuturor!